Așa, așa, așa. Toată lumea, eu Stix. Tu ai urcat, eu salut. Nu mă. Salutare toată lumea, eu StixKnighter și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. De data asta ceva mai special, pentru că filmăm 5M și ne-am deschis un server de 5M pe care o să vă așteptăm pe toți în curând, în număr cât mai mare. O să aveți serverul de Discord chiar în descriere la acest videoclip, ca să puteți să intrați și voi, să fiți la update acolo de fiecare dată când postăm ceva nou sau chiar o să încărcăm oficial acest server. Suntem aici alături de Echiroman, aka fondatorul comunității Poseidon. O să las pe el acum să vorbească, să se prezinte un pic, ca să facem așa un pic divertisment. Salutare la toată lumea, cum a spus și Xnator, eu sunt fondatorul comunității Poseidon România Roleplay. Îl am aici pe dragul meu tovarăș Cezar, al doilea fondator al comunității, un om de încredere și foarte bazat la noi în comunitate. Și pe masă îl avem pe scripterul nostru drag, care ne-a ajutat foarte mult cu acest server, a.k.a. Daddy Dre. Ok, poți continua. Ok, deci băi băieți, noi vă așteptăm un număr cât mai mare. Serverul momentan este în beta, iar mulți dintre voi, cei care vedeți probabil primii, pentru că e un număr limitat de sloturi pe acest server, puteți să deveniți chiar tester beta și o să aveți anumite beneficii. Mai multe despre chestia asta o să le găsiți acolo pe serverul de Discord. Tocmai de-aia vă rog și vă recomand să intrați pe server ca să știți și ce beneficii o să primiți și toate celelalte. Acum este să mergem acolo un pic, să verificăm și noi așa serverul, să vedem ce găsim. Două secunde. Când vă spawnați pe server, spawnați aici la primărie și aveți aici un magazin de telefoane de unde vă cumpărați un Samsung. Tu ai cumpărat deja? Da, uitați, eu am deja telefonul. O să le arăt. Deja ai telefonul și de acolo ți-ai, fără telefon nu poți accesa nici admin ticket-ul, nici inventarul, nici nimic. Asta se va schimba pe viitor, vom adăuga un telefon mult mai fain. Ok, acum haide să ieșim din primărie. Stăm aici frumos la lifturi, știi cum e? Da, da. Ieșim din primărie cu liftul, băieți. Forță, bun, hai să vedem ce vrea să ne prezinte aici Q-Roman, prima dată pe server. Aici este cazanul meu, asta nu contează. I-a dat DV. Nu, avem în primul rând cum ești din primărie, ai un loc de unde poți să-ți închiriezi o Dacia Logan. Prețurile sunt foarte ieftine, văd. Prețurile sunt 50 de lei costă o Dacia. Haideți în mașină toți. Așa, bun, băi băieți, ideea este să jucați, roleplay foarte hard, gen este un server de hard roleplay. Știți și voi probabil cei care jucați 5M cam cum se mănâncă cu treaba cu roleplay-ul. Hai să vedem unde ne duce cu Dacia Logan, oricum totul este customized. Bun, o să vă prezint prima dată spitalul, că e cel mai aproape. Avem aici un spital frumos. Pe aici îl băgăm pe Andreas de obicei când ne enervăm pe el. Păi normal. Așa, bun. Aici va avea, aici va sta facțiunea medicilor. MSU. Avem un loc liber la lideri medici, puteți să aplicați. Deci asta e ideea, băi băieți, puteți să aplicați deja pentru facțiuni, atât ca membri, cât uneori și pentru lideri, la cele care sunt libere. Și tocmai de ideea că aveți foarte multe beneficii dacă intrați și ca tester beta, plus ai nivelul mai mici. Ca medic aveți un job de transport medical unde veți face niște bani în plus pe lângă salariul decent, pot să zic. Așa, în rest aici se va face roleplay-ul când vă operează, când aveți o mână ruptă, etc. Nu contează treaba asta. Decât așa, un mic preview și să adă băieții cum e pe aici. Așa, bun, hai să vedem ce mai avem Andreas pe aici. Așa, acum ieșim. Ne întoarcem la Logan, băieții, haide! Mă, pierdusem. Bă, de nu-ți dau eu o mașină, lasă-mă, nu mai mergem cu Loganul ăla. Nu mai mergem cu Loganul. Nu mai. Lasă-l aici. Spawnează și mașini custom. Avem pe puțin, cred că 150 de mașini custom, cam așa. Ai pe puțin, pe puțin. Uitați, băieții, mergem și noi mai în stil așa, nu? A, uitați aici. Mai în stil, pe normal, de la... Conduci tu sau conduc eu? Hai sus. Ți-am stricat BMW-ul, gata. Nu, l-ai stricat, urcă sus. Bun. Stați așa că rezolv eu, stați așa. Și eu sta. Da, deci staff-ul e foarte amat. Îl curăță, îl curăță. Deci dacă nu ne cânti o serenadă ceva, degeaba, John. Cântă-ne ceva. Dai mă, pace. A, spală, păi normal. Hai, urcă spală sus. Mie, moacă. Hai, urcă sus, urcă sus, unde urcă mergem? Sus. Poți să urci jos? La poliție.
O să urci jos. Băiți, ideea este că serverul este un staff foarte matur, dar da, ești foarte glumesc, suntem foarte sociabili. Orice problemă pe care o aveți, puteți să luați legătura directă cu noi, nu trebuie neapărat face ticket, dar da, vă recomand să faceți ticketul pe server. Pentru că noi o să vă răspundem în termen foarte scurt, suntem activi, cel puțin 2 din noi sunt activi 24/7. Mai ales Andreas, care n-are ce face cu viața lui și stă pe la 3 noaptea pe server. Așa, să vă prezint asta, să vă prezint jobul de polițist și jobul de jandarm. Aceea este uniforma de chestră, alea nu prea contează, dar uniforma de jandarm mi se par mai interesante, dacă m-ar lăsa să le echipez, aparent, așa. Uniforme de jandarm, avem aici biroul de la poliție, unde ți-ai stația, avem biroul SRI, cel de la jandarm, și avem aici armamentul la sniper și armamentul de la jandarm. Deci, puteți acolo, da, acolo e o mică eroare, o să modificăm acolo, în loc de SIA sau să scrie jandarm. Ați uitat să ziceți ceva că poliția e facțiunea mea. Da, da, poliția este pentru mult timp, nu pentru mult timp. No. Jos, să vă arăt. Boy. Arată și jos secția, dacă vreți. Vedeți? Așa că am greșit gaură, direcția. Aici ai este interogatoriul. Nimic așa foarte interesant, de unde bas fraier mai pe scurt. Foarte interesant, ce pot să zic. Un staff foarte, foarte pregătit. Foarte pregătit din toate punctele de vedere. Bă, și este în față foarte, este foarte pregătit pentru un arpe. În față sunt celule. Băi, băi, un arpe cât mai frumos. Cu toții avem ore pe servere mari, cum ar fi Blueberry, Fplay T, adică suntem experimentați cu hard roleplay-ul. Da. Ideea este că acesta nu este un server fantomă, dragii mei prieteni, așa că puteți să fiți liniștiți că o să aveți mult, mult timp de jucat pe server și nu o să vă pierdeți timpul degeaba. Aveți șanse tot mai pentru facțiuni, chiar și pentru aveți, staff. Da. Aveți aici asigurarea și aici magazinul rar de unde scumpere autorizația de neoane și autorizația de geamuri fumării. Așa că bun, să nu mergeți fără, că Cezar abia așteaptă să vă ia. Și după aia, jobul cel mai interesant care mi se pare mie, jobul de tirist. Andreea știe pentru că n-am, în viața lui. Aici avem un player, da? Avem aici un player care deja testează serverul. Da, după cum puteți să vedeți. Luați la bătaie dacă îl vedeți. Bun, aici e un sistem. Să vă spun prima dată când vă spawnați pe server, să vă dea într-un skin de cowboy, să zicem așa, mai mișto. Exact. Dacă vă doriți să vă schimbați, veniți aici în checkpoint-ul acesta albastru, care va fi fix aici unde stau eu. Apăsați pe male sau dacă doriți să aveți skin de femeie, dați pe female. Și după vă puteți customiza costumul din cercul roșu, așa ca iar aici găsiți accesorii, în cerculețul verde vă puneți și voi accesorii, ceva ce vă mai doriți. Pentru cei care sunteți la început cu 5M-ul, în cazul în care vreți să activați și să dezactivați, țineți apăsat F1 și aveți aici tot meniul. Pentru telefon este tasta K, după cum puteți observa. Chatul este T, asta o să zic doar pentru cei care sunt începători de 5M și o să aibă nevoie. Opa, cine e cu G-ul? Mi-e și frică să urc în el. A, e... Da, e chestia. Este una dintre cele mai scumpe mașini de pe server, dar și cele mai rapide. Sper să vadă asta pe filmare, domnule. Bun, acum haide să mergem la magazinul de arme. La magazinul de arme. În plus, se va face un giveaway de VIP lunar. Exact. Pe serverul nostru de Discord. Clar. Bun. Bun, nu mai. Ieși. Nu mai condu. Jos. Ori te dai tu jos, ori te dă. Să menționez, serverul prezintă două mafii. Și o să fie curând trei. Curând o să fie trei. Avem ăsta, cum se numea? Avem Yakuza și Russian Clan. Bun, iar acum ca să vină... Da, am uitat să menționez, stai două secunde. Am uitat să menționez, pe server nu vor fi mafii, vor fi ganguri. Adică nu vor avea acces... Dați-i bani. Așa să menționez. Adică nu vor avea acces toți oamenii, să zic așa, toți playerii nu vor avea acces la calașuri. Calașurile vă putea lua decât de la sindicat. Din sindicat vă face parte eu, fondatorul. Asta va diversifica roleplay-ul și metodele prin care faceți bani. O să vedeți pe viitor dacă intrați pe server. Bun, ce vreau să vă arăt. O să-mi dau acum câțiva bani din Give Money. Dacă puteți să vedeți. Două secunde. Câți bani ai... Aki. Eu am 200.000. Dă-mi tu. 200.000. Du-te cumpără și tu un pistol.
Să le arăți la băieți. Cât e un pistol, că mie îmi cere mai. Bă, termină-te, termină-te, că deja. Bun, stai, dăm niște bani, dăm tu niște bani. Repede. Stai să găsesc give money. Aole, și paleta, stai că îl găsesc eu mai repede, atunci. Îl găsesc tu și dăm și mie dacă. E unde apa aici? Dacă vreți, dacă vreți am eu 80 de milioane, nu știu de unde. Dă-ne, hai, dă-ne tu repede, hai, dă tu repede. Gata, am luat. Bine, vine un coasă să vadă și playerii. Ai luat pistol? Nu, dăm niște bani repede. Bun, ia de aici. V-am dat pe mult pe toți, care mi-a dat bani, repede. Ți-a dat acum, am bani. Așa. Ți-ai cumpărat pistol? Da. Bun, acum și mai ai bani? Mai am 50.000. Bun, ajunge, de ajuns. Vino încoa. O să vezi aici, puteți. Ba nu e de ajuns. Mai dați asta de mine. Bă, lasă că dam. Nu contează, doar contează că este aici. Mă rog, aici aveți un magazin de atașamente unde vă puteți cumpăra un flashlight, un paint sau un supresor pentru arma respectivă care aveți le în inventar. Le echipez eu acum. Dacă o să vedeți, eu uitați aici, dacă vă uitați la pistolul meu, eu am un supresor pe el. Da, așa să ne uităm la el atent. Gata. Trage cu el. Omoară-l pe Andreas dacă vrei. Nu se supără. Opa. Așa că dacă am un motiv îi dau. Am înțeles. Bun, acum băieți, toți cei care ați ajuns până în minutul acesta al videoclipului, am un anunț foarte mare pentru voi. Cei care intrați primii pe server din partea mea și o să scrieți pe chat că sunteți de la mine, de pe YouTube, aveți șansa să intrați în noua mafie care o să fie condusă de mine. Așa că totuși trebuie să faceți aplicația, nu se face pe frumos. Doar nu e, aplicația se face aici, am uitat să menționez, adică nu veți avea aplicație pe Discord. Exact. Veniți frumos la leader, îl găsiți. Bosule, ai de muncă, n-ai de muncă, știi, dacă vrea te bagă, dacă să, nu. Doar vreau să vă spun o chestie despre asta, leaderul și chestii de astea se află iar IC, pentru că ținând în minte că este hard RP, mă rog, așa faceți aplicația, așa dați testele. Am înțeles. Testele, mă rog, se vor da pentru regulamentele. Ca și Power Gaming Meta, alea veți intra OC și alea așa o să le vedeți, dați? Am înțeles. Dar deci regulamentele mafiei o să se dea IC. Deci ați auzit, dragi prieteni, tocmai de-aia veniți la mine direct pe server și faceți aplicații, ziceți că sunt de la mine pe YouTube și aveți șanse mai mari să intrați în mafie, așa zicem că aveți așa niște pile cei care intrați de la mine. Și hai să vedem mai departe ce vrea să ne arate aici domnul Chiurominiță, Andruța. Aha, jobul de tirist. Dune la jobul de tirist, Andruța. Care va fi modificat, va fi un avantaj pentru mafii. Vei putea să-ți cumperi tirul din showroom și nu vei mai avea nevoie de jobul de tirist ca să iei curse de la logistică. Asta înseamnă dacă ai un transport mare de arme sau de droguri, se vei pune frumos în camioneta de la logistică și ai trecut vama și nu te prea găsește nimeni decât dacă-ți bolangii polițiști, știi ce zic? Exact, deci. Și o să fie. I-a pus cătușele lui. Da, avem tiruri custom, cum se zice. Nu prea. O să le arăți, boss? Da, le arăt eu acum. După ce ai jobul de tirist, o să ai o cursă. Uite aici, dați frumos admin. Și o să aveți call admin. Stai să văd că eu am și alea de la. Așa, pui acolo call admin, pui motivul. Vă rog să respectați regula de motiv care o să găsiți pe Discord. Puneți aici o problemă și dați stop. Hai să vedem un dacă admin va veni la dumneavoastră și o să vă întrebe care este problema și o să puteți să. Na, să sortați. Gata. Hai, urcați în G. Nu, mă duc cu tirul la Andreea să văd ce face aici. Da, arătăm. Hai să vedem cu tirul, uitați, avem tir de la Mercedes, frumos. Deci toate mașinile aproape sunt custom. Tocmai de-aia vă invităm să jucați. Serverul este foarte bine lucrat. Urmează oricum multe chestii speciale și care o să le găsiți originale la noi pe server. Și serverul de Discord și serverul de 5M primește săptămânal câte un update puternic și zilnic update-uri minore. Așa că să nu vă speriați în anumite momente, pentru că este încă în beta. O să aveți IP-ul acolo în descriere pentru cei care vor să devină test în beta pe serverul de Discord. Vă zic de acum, dacă vreți să micșorați viteza în oraș, apăsați pe caps lock și setați viteza la un anumit, de exemplu dacă aveți 60 acum și apăsați caps lock, așa rămâneți cu 60, se vede. Foarte ingenios, Cezar. A, ți-a dat TP la el? Nu, m-a omorât. Am înțeles cum a reușit. Întreabă-l pe el. Am intrat cu 300 spatele la tirul vostru. Ei,
Din cum vedeți, Indiana, dacă avem un mare safety measure care, dacă nu aveți centura pusă când intrați într-un accident, ce se va întâmpla la voi este bun, ce s-a întâmplat bun, și în viața reală. Cum o să vă arăt tot orașul de sus, mai bine zis, nu? Ok, exclusiv am văzut o chestie foarte mișto la ei pe server, dacă vei da pe mapă, aici pe map, și vei da click și vei da foarte sus, vei vedea o mapă foarte, foarte realistică, după cum puteți observa. Și veți găsi toate checkpoint-urile care sunt și ele personalizate la noi aici pe server, ca să vă fie mai ușor să reparați ce aveți nevoie. De exemplu, un gas station din acesta este cu semnul de la Petrom, care îl găseați și la noi în România de obicei pe runde. Joburile sunt aici cu această mică servietă verde și toate celelalte chestii au fiecare câte un simbol specific lor. Hai să revenim aici, ce vrea să ne arate domnul Drei. Da, am putea să vă arăt, avem mapping destul care poate l-ați mai văzut pe alte servere ca să facă RP-ul cât mai frumos. După câte vedeți, în curând timp, dacă vedem că este multă activitate care și sperăm că o să ieșim, o să scoatem din acest videoclip, probabil că o să expandăm un pic și mapa, să facem mai multe joburi custom și pe Sandy. Sau dacă nu, o să facem o expansie mai mare așa pe Los Santos. Acesta a fost discursul lui Iohannis? Da. Aveți aveți tabul de sugestii pe Discordul nostru, unde dacă credeți că ceva lipsește și ați dori să vedeți pe serverul de Discord sau pe serverul de 5M, puteți acolo să scrieți. Exact. Și un admin, un fondator, eu o să trec peste alea cam zilnic să vedem și discutăm despre ce am putea băga ca să facem un roleplay cât de mai calitate și un timp cât mai bun pentru voi pe serverul nostru. Desigur, el a avut un pic emoții așa că filmează. Dacă nu mai chestia aia, numai că nu mă bâlbâi, nu mă știu prea bine cu româna. Nu mă știu bine cu româna, româna nu se știe cu mine. Nu, el e... De Robbing Store, adică în Sandy vor fi multe magazine, unde când veți intra acolo veți putea să le jefui și veți face rost de bani murdari. E bine, banii murdari cum îi spălați? Prin afacere, îți faci un biz, cum ar fi, nu știu, un biz costă la noi în jur de 10 euro. E un biz la noi 10 euro. Și acel biz, după ce poți să speli banii, mai și primești 250 pe oră. Deci ceea ce nu e o sumă mare, dar și o sumă destul de convenabilă pentru început. Avem pachete de VIP foarte accesibile la preț și în general da, prețuri mici, nu e o problemă. Deci nu uitați că totuși dacă n-aveți bani să plătiți un ăsta VIP, pe fiecare lună se organizează un giveaway cu grad VIP, să nu uitați. Tocmai de aia puteți să-l primiți chiar și pe activitate, cu cât faceți cât mai multe ore posibil la sfârșitul lunii. Față de toți ceilalți playeri, puteți să primiți acolo gradul de VIP, dacă sunt așa și conformă... să menționăm. De ce a avut dragul nostru fondator Cezar să facă treburile astea este pentru că suntem pe server de teste. Da. Acum nu facem roleplay. Avem un server de teste și un server al nostru unde ne jucăm, unde o să veniți toți. Momentan serverul normal este închis, o să stăm pe server de teste până la marea deschidere. Ceap, exact. S-a dus. Tocmai de-aia puteți și cei care sunteți acum să intrați pe serverul de teste și... Aoleu, e nebun rău de tot asta. Bun, mai este ceva de prezentat domnului Pyromen? În general, zic că vă aștept un număr cât mai mare și cam atâta. O să urmeze câteva update-uri, dar vă aștept în general pe beta și o să vedeți serverul acum și diferența de la deschidere. Okay, okay. Nu uitați că dacă intrați acum pe serverul de Discord aveți mare șansă dacă doriți să aplicați pentru tester beta, să intrați pe serverul nostru momentan care este, să vă luați unul la mână ID destul de mic, pentru că momentan s-au fost numai 8 locuri, care înseamnă numai 8 ID-uri s-au dat până acum. Inclusiv cu asta avem un... Nu vedem, nu, acum nu suntem siguri. Inclusiv este un giveaway la când ajungem la 120 de membri. Momentan suntem 100 pentru că serverul de Discord este la început. La 120 de membri o să dăm un giveaway, un VIP Gold pentru o lună, care vine cu multe beneficii și multe avantaje pentru un jucător. Ați auzit, băieți, deci grăbiți-vă să intrați, e șansa voastră să primiți cât mai multe chestii. Acesta nu este un server fantomă, nu este doar un server de 5M și nu este doar așa de distracție un pic. Este o comunitate întreagă care ne-am unit și avem de gând să facem multe chestii și planuri destul de mari cu comunitatea aceasta. Eu am fost Exniter aici alături de stafful de la
Poseidon. V-am salutat și ce pot să zic, vă așteptăm în număr cât mai mare. Vă salutăm. Vă salutăm.